Bortan, din nou ne bucurăm să o vedem pe teren. Se luptă și pentru această minge câștigată de Carp. Carp, foarte frumos, o evită acolo pe Dulcici. Centrarea lui Carp, mingea este respinsă de Balog și vine acest șut care aduce golul! Gol! România! Ciolacu reușește să marcheze pentru echipa României. O execuție foarte frumoasă cu piciorul stâng. Foarte frumos acest gol al echipei României, marcat de Mihaela Ciolacu, mijlocaș la campioana U Olimpia Cluj. Decarul echipei României și arată clasa în această fază, dar cât de frumos a început totul de la această fenta lui Carp, centrare a lui Carp, mingea respinsă de Balog și ce reluare cu piciorul stâng din drop pentru Ciolacu. Deși este dreptace, Ciolacu are o tehnică deosebită și cu piciorul stâng reușește din drop să reia de la o distanță destul de mare această minge în poarta lui Bacici. 1-0 pentru România în Croația.